După aflarea rezultatelor, 331 de absolvenți au cerut reevaluarea lucrărilor în speranța că vor primi note mai mari. Doar 83 de contestații au fost admise și vorbim aici despre cele sub- sau supraevaluate de primii profesori corectori de la Buzău. Cadrele didactice de la Bacău, acolo unde au fost rezolvate contestațiile, au făcut fericiți doar 6 tineri buzoieni care, după această procedură, au fost declarați admiși și astfel vor putea intra în posesia unei diplome de bacalaureat. Alți 10 care au avut note inițiale peste 5 s-au trezit cu un punctaj sub nota minimă, ce poate fi luată în considerare la media de promovare 6 per întreg examenul de maturitate. După contestații, procentul de promovare la sesiunea a doua a bacalaureatului din județul Buzău a crescut ușor de la 34,8 la 35,14%. Mai precis, din cei 1861 de tineri prezenți în sălile de examen, doar 654 vor primi diplome.